Bună dimineața, internet, și bine v-a regăsit cu bine, Alex, prin oraș în tura asta. Am zis că este momentul să facem o parte a doua la clipul de anul trecut, și anume la echipamentul de motovlog, fiindcă tocmai mi-am reînnoit mare parte din echipamentul de motovlog pe finalul de sezon 2024 și sezon 2025, cel puțin temporar. Vă explic imediat și de ce. În primul rând, putem să considerăm că clipul de astăzi va funcționa ca un vlog tehnic pentru, să zicem, schimbările care au loc de acum, începând cu clipul ăsta, de acum înainte. Să vă explic exact ce echipament am schimbat, de ce l-am schimbat și de ce s-ar putea să nu fie ultima schimbare sau ultimele schimbări pe sezonul acesta. În primul rând, poate în clipul trecut ați observat eu cu castelele că ăla cred că nu folosesc deja echipamentul nou, dar am început să experimentez cu filmarea în sine, cu calitatea și niște setări ale filmării. De atunci am schimbat camera, în primul rând. Da, asta e prima chestie pe care am schimbat-o și de care vorbim astăzi, și anume că am schimbat camera pentru că am trecut la DJI Action versiunea a 4-a. Deci eu până anul trecut, până anul ăsta, probabil știți că am vorbit în clipul de anul trecut, foloseam un DJI Action 3. Care au fost motivele schimbării? De ce am trecut la 3, la 4, de ce tocmai acum? În primul rând, de ce tocmai acum? Pentru că am prins la o reducere foarte, foarte bună la un retailer de ăsta online românesc și am luat-o la un preț destul de bun. Și care e motivul? Pentru că tehnic mare diferență nu este între ele și la nivel de calitate, mai ales după compresie de YouTube, nu ar trebui să simțiți mare diferență, da? Dar ce are mai important DJI Action 4 și ce schimbare mai mare m-a forțat să fac e faptul că se poate conecta direct wireless via Bluetooth, dacă nu mă înșel, Bluetooth, Wi-Fi, whatever, nu contează, la DJI Mic, versiunea a doua. Și probabil, cum știți din clipul trecut, foloseam anul trecut DJI Mic prima generație, da? Făcând asta, nu pot să zic că am fost forțat, dar mi-am dorit să fac schimbarea asta practic, ca să schimb tot pachetul, așa că pe lângă DJI Action 4, mi-am cumpărat și generația a doua de microfoni, DJI Mic 2, tocmai pe considerentul ăsta că de acum înainte nu mai am nevoie să folosesc transmițător. Dacă ați observat în vlogurile mele trecute când eram filmat și mi se vedea camera, din camera de pe cască îmi ieșea un adaptor. Da, ăla e de fapt receiver-ul. Cel care primește input-ul, semnalul audio de la microfonul wireless care e la mine în cască. No, acum, mergând înainte cu DJI Action 4 și generația a doua a microfonului, adică DJI Mic 2, nu mai e nevoie de receiver-ul ăla pentru că camera DJI Action 4 se poate conecta direct la microfon, la DJI Mic 2. Acum, sunt trei motive de ce am vrut și ați vrea și voi, dacă filmați și vă permite bugetul, să faceți schimbarea asta, să faceți upgrade-ul ăsta la DJI Action 4 împreună cu DJI Mic 2. În primul rând, cum am zis, nu mai există receiver-ul ăla băgat pe USB în cameră. Adică există un risc în minus să îl pierdeți, practic. El era băgat în cameră doar pe mufa USB-C a camerei. Și da, eu personal, într-adevăr, nu am simțit niciodată că ar fi un risc să pierd aia, că mi se părea întotdeauna că e înfiptă mufa aia USB-C destul de bine în cameră. Dar na, tot există un risc, având în vedere că alt sistem de prindere nu există, da, între cele două, între cameră și receiverul de la microfon. Ăla e primul. Al doilea motiv pentru care am făcut schimbarea asta și e bună schimbarea asta e greutatea, și anume faptul că nu mai ai încă un dispozitiv, chiar dacă nu e el cel mai greu, receiverul ăla de la microfon are, nu știu, 10, 15, 20 de grame, cât poți să aibă că nu l-am cântat niciodată, dar totuși sunt 10, 15, 20 de grade în minus pe casca ta, ceea ce întotdeauna e un avantaj, da? Mai ales la drumuri lungi, când trebuie să stai mult cu casca, greutatea asta, chiar dacă e mică, ea se afirmă, practic, da? Pe perioade lungi de timp se face simțită. Și al treilea motiv și probabil cel mai palpabil dintre toate este etanșeitatea. Sper că există cuvântul ăsta în română. Etanșarea camerei la apă. Pentru că în momentul când tu băgai transmițătorul ăla
în, nu transmițătorul, receiverul, ăla era receptorul microfonului în cameră, tu trebuia să scoți ușa de la conectorul USB, de la intrarea USB-C a camerei. Ceea ce făcea ca camera să își piardă etanșarea la apă. Acum, camera mea cu care filmez în momentul de față, fiindcă nu mai are nevoie de receptor pentru microfon, microfonul sau baterii, înseamnă că e perfect etanșă până la cât? DJI Action 3. 4, scuze. Cred că 30 de metri adâncime fără carcasă de scufundări, da? Deci nu mi-am niciun risc de acum în continuare, dacă mă prinde ploaia pe motor când filmez, o să pot liniști să filmez în continuare pentru că camera mea va rămâne în siguranță și protejată de aur. Ce am uitat să vă zic în clipul de astăzi este că o să veniți cu mine la cumpărăturile de sâmbătă, la mai multe puncte, cumpărături de atins. O să veniți cu mine și în primul rând trebuie să venim aici la un pet shop unde am înțeles că vând iarba muței, gen crescută, nu semințe, pentru că providerul nostru general, un anume magazin mare de bricolaj din Cluj, Napoca, au rămas fără. Și muțele mele rod iarbă uscată de două săptămâni. Nu, uscată de două săptămâni. Este achiziționată de două săptămâni și acum deja e uscată. Și trebuie să le iau una mai proaspătă, cred că ăștia. Da. Bun, hai să vedem în notă dacă îl găsim. Și după aceea trebuie să intrăm să scoatem niște bani, că mergem să facem piața. Dar o să închid, nu o să filmez înăuntru, mă scuzați. Dacă era și voi curioși cum arată iarba muții, gata cumpărată, gata crescută, nu-l dați banii pe prostii, luați iarbă la pisici, nu la copii. Bun, asta fiind spus, să luați în considerare acum să mergeți jos în comentarii și să-mi spuneți cum sună și cum arată videoclipul ăsta, da? Și la începutul videoclipului ziceam că s-ar putea să nu fie forma finală a upgrade-ului de echipament de toamna asta. De ce zic asta? Pentru că, după cum știți, unii dintre voi care sunteți mai implicați în tehnologie, așa cum sunt și eu de felul meu, păi suntem în luna Techtember și Techtober, cele două luni din an, când se lansează cele mai multe produse tehnologice, da? Cele mai multe gadget-uri și device-uri și dispozitive noi. Și asta înseamnă că acum două zile s-a lansat GoPro Hero 13, față de care nu am niciun interes, că de fapt e același lucru cu GoPro Hero 12, plus niște accesorii care le puteau lansa separat și pentru 12 și un update de software care a putut să vină pe, și pe Hero 12. Dar na, ăsta e modelul de business de la GoPro. Dar nu-i nimica, cum ziceam, nu sunt interesat, dar fiindcă a lansat GoPro, înseamnă că urmează să lanseze și DJI Action 5. Și într-adevăr a fost mare parte din el licuit, setări, accesorii cu ce o să vină, performanță, senzor, lentile și așa mai departe. Și teoretic, din ce am văzut până acum din licurile astea, nu mă interesează. Că practic Action 5 se va lansa undeva la 2000 și ceva de lei, cum a fost și Action 4 până acum, cu niște mici îmbunătățiri în software, că practic e aceeași chestie ca și la GoPro. Action 5 e de fapt un Action 4 cu niște schimbări pe partea de software, din ce am văzut până acum în leak-uri. Dar nu fiind nelansat încă oficial, asta e numai o supoziție, o presupunere din partea mea, așa că va trebui să fiu nevoit să aștept să se lanseze oficial. Și în funcție de asta să mă hotărăsc dacă o să rămân pentru sezonul următor cu Action 4, setup-ul care l-am acum și să aștept să apară anul viitor, de-abia în 2025, Action 6, sau are ceva de care am musai nevoie anul ăsta și returnez Action 4-urile și o să trec pe Action 5. Dar planul mare cam ăsta. Pentru finalul ăsta de sezon și sezonul următor voi rămâne la... Ce fac ăștia aici? Exact aici, după cât după pot opri. Deci, cum ziceam, pentru finalul ăsta de sezon și sezonul următor, teoretic voi rămâne la Action 4 împreună cu DJI Mic 2. O mică șansă să se schimbe asta după ce se lansează oficial Action 5. Dar da,
ca recomandare pentru alți motovlogger, persoane mai netehnice, dacă vreți filmări, filmări din trafic, dacă vreți să vorbiți going forward, recomandarea mea este DJI Action 4, mai ales dacă îl prindeți la o reducere destul de substanțială, în jur de 1500 de lei, cum l-am luat și eu, pentru că își merită bani. Mai ales dacă îl combinați cu un microfon DJI Mic 2. Nu știu dacă e nevoie să spun că eu sunt neică nimeni, deci videoclipul ăsta nu este absolut deloc sponsorizat de nimeni, nu am luat niciun ban pentru el, nu am niciun produs, nu e un review, e numai recomandarea mea personală. Stai pe banda ta. Bun, asta fiind spus, ce se întâmplă cu echipamentele mele vechi? Ce o să fac cu ele? Cu cele pe care am folosit până acum? Microfonul DJI Mic generația 1 și camera DJI Action 3. În primul rând, microfonul e pus la vânzare. Deja că sunteți interesați, căutați-l pe OLX, cel mai ieftin de pe OLX, care e încă în garanție până în iulie 2025, la un retailer mare românesc. Sau scrieți-mi aici în comentarii sau pe rețeaua socială și vă trimit link-ul și discutăm. Deci mi se pare, din ce m-am uitat, că e chiar cel mai ieftin de pe OLX, care are factură și garanție. Ăla mă despart, el că nu are rost să țin. De ce nu o să mă despart? Este de cameră, de Action 3, pentru că probabil ați observat aici. Poți iau acum că patinez un pic în brea, să nu mă luăm motorul, nu poți iau mâna, dar ăsta e un suport extra de cameră și dacă vedeți are prinderea magnetică de DJI, pentru că Action 3 va rămâne ca cameră secundară cu motocicleta mea, pe cea care va filma B-roll când voi face ture mai lungi, mai interesante, încât să am și B-roll, de asta nici nu am pus-o astăzi. Mamă, ce trafic e aici! Da, va rămâne ca cameră secundară în poziția asta care să mă filmeze pe mine, pentru că Action 3-ul, dacă l-aș vinde, nu aș lua extrem de mulți bani pe el, nu știu, cred că pe la 1000, 1000 și ceva de lei, nici nu știu dacă mai are garanție, sincer să fiu. Așa că nu are absolut niciun sens să îl vând, mai bine îl țin cu mincior și de acum, mergând înainte, vom avea două camere, asta la care vă uitați acum și una de backup, nu de backup, de B-roll aici, sau poate de ce nu chiar și de backup. Sincer să fiu, dacă puteam să-mi conectez wireless direct microfonul ăsta, generația a doua de DJI Mic la Action 3, nici nu aș fi luat Action 4. Să fac aceeași mecherie cum o fac acum, să conectez direct fără transmițător, sincer nu aș fi luat Action 4, că Action 3 calitativ la filmare nu vezi aproape nicio diferență între ele, mai ales dacă nu ai ochiul antrenat și nu ai și e trecut prin compresia unui clip de YouTube, da? Nu prea avea sens. Dar din păcate funcționalitatea asta de se poate conecta camera direct la microfon fără receiver, fără receptor, probabil e ceva hardware care e în Action 4 și nu s-a putut transpune și pe Action 3, așa că a fost nevoie să iau și Action 4 camera. Dar nu-mi pare rău, nu-mi place și Action 4, dar... Adică nu are ce să nu-mi placă, că e basically aceeași cameră cu niște mici îmbunătățiri, plus funcția asta care e foarte importantă pentru mine. Dar da, cam ăsta este setup-ul meu de motovlog pentru... Cred că e așa pe oară când zic asta, final de sezon 2024 și sezon 2025. Cam asta am vrut să vă povestesc în clipul de astăzi. Sper că ați rămas până aici și fost un proiect interesant și ați învățat chestii noi. Cred că mai am altceva pe partea asta, nu verificat de setup, să vă zic. Deci sper că ați rămas până aici și ați învățat și niște chestii noi și v-ați făcut și voi o idee cu ce se mai filmează motovloguri în zilele noastre. A, ca fapt divers, dar probabil ați văzut în B-roll până acum, că sigur am pus ceva B-roll, mi-am luat microfonul pe alb. Că generația 2 de DJI Mic vine și pe alb și mi se pare că arată mai mișto pe alb, mai ales că și casca mea e albă, deși teoretic nu se vede că e în cască, ha, dar mi-am luat pe alb. Bun, ce să zic, dacă să-mi spun aici, vă mulțumesc foarte mult, sper să vă placă că mi-ai filmat videoclipul ăsta, pentru că ce am uitat să menționez este faptul că mi-am luat și filtre ND și mi-am pus pe cameră. Pentru persoanele netehnice, nepasionate de video, foto, whatever, nu prea știu ce sunt niște filtre care întunecă imaginea ca să
pot să controlez shutter speed-ul, să-l pun manual eu ca să arate mai cinematic imaginile astea la care vă uitați voi. E o tehnică folosită în filmările de acțiune, nu știu cât observați, dacă vă uitați la două clipuri comparativ, da, na, bla, 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 sunt multe informații aici. Nu cred că sunt mulți oameni pasionați și interesați de aspectele astea tehnice, mulți oameni în afară de mine, așa că nu simt foarte mari detalii, dar ca să știți, filmarea este un pic mai cinematică de acum înainte din cauza că folosiți filtrele astea și posibil ca unele locuri să vi se pare că filmarea e un pic mai întunecată tocmai din același motiv. Dar, reluând, dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte frumos. Dacă sunteți abonați, vă mulțumesc în mod special. Dacă nu sunteți abonați, am să vă rog să luați în considerare și o abonare, cum am zis la început. Vreo 80% din voi vă uitați la clipurile mele aproape în fiecare săptămână, că eu văd statisticile astea, dar nu sunteți abonați. Și acum luați în considerare să lăsați și o abonare, să dați un like sub videoclipul ăsta, să dați un share către prietenii voștri și de ce nu, dacă sunteți în zona aia, să folosiți secțiunea de comentarii și să-mi lăsați și niște feedback. Dar cam asta e pentru astăzi. Până data viitoare, nu uitați, apă, paie și bătaie și asfaltul uscat.